Они бы элементарно объяснили, что на территории муниципалитета Кишинева нет сельскохозяйственных рынков как таковых. Есть смежные рынки. Я сказал, что на этом этапе примария муниципалитета Кишинева не будет перенимать это то или иное из этого решения на территории муниципалитета Кишинева. Așa a comentat primarul general al municipiului Chișinău Ion Ceban decizia Comisiei Naționale Extraordinară de Sănătate Publică din 15 februarie, prin care activitatea piețelor comerciale va fi redusă la 3 zile din 7. Cu alte cuvinte, până în 15 aprilie, comercianții vor avea dreptul să-și câștige bucata de pâine doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția celor care muncesc în târgurile specializate în comerțul cu produse agricole. Astăzi am mers la piața centrală din capitală pentru a întreba vânzătorii dar și cumpărătorii ce părere au despre faptul că piețele din Chișinău vor continua să activeze în regim normal cu respectarea normelor epidemiologice. Printre tarabe am întâlnit-o pe doamna Margareta. Femeia ne-a povestit că muncește la piața centrală de peste 20 de ani. A recunoscut că de la debutul pandemiei vânzările au scăzut dramatic, iar reducerea orarului de muncă ar fi lăsat-o fără niciun venit. Eu aș dori ca să nu fie închisă, pentru că lumea trebuie să lucreze, să hrănească copiii. Foarte greu, pentru că faci o pe 100 de lei și să iei mâncare la copii, nu poți să-i întreții pe tăți. Le trebuie o rucică la un crion la școală, le trebuie și ei, le trebuie încălțăminte. Vedeți că muia încălțămintea asta nu ține mult. Așa că nu putem noi să dăm acasă. Într-o situație similară se află majoritatea comercianților din piața centrală. Asta bude тяжело для всех. Никому это не надо, пускай работает. Здесь не вижу никакого риска, потому что мало народа вообще-то, совсем мало стало. Так что пускай работает. Soțul meu lucrează tot la o întreprindere privată. Cu deciziile este, că nu poate să lucreze, el stă acasă. Venitul e doar din partea mea. Pentru că lumea se teme, venitul meu totul scăzut. Familia noastră se ține doar pe salariul meu. Salariul meu e din vânzarea pe care eu o fac zi de zi. Dacă noi nu avem vânzări, clar că venim și stăm pe zero. Și o să sufere absolut toți suferă. Noi suntem în aer liber. Distanța spate cât de păstrat, cum sunteți dumneavoastră și eu, suntem practic la un metru. Dacă purtăm măști, dacă facem, cum spunem, dezinfectăm, eu cred că tot o să fie ok. Recentele restricții impuse de Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică nu sunt văzute cu ochi buni nici de vizitatorii pieței. Unii dintre ei spun că nu-i ține buzunarul să-și facă cumpărăturile în centre comerciale. Produsele sunt mult mai scumpe, ca la piața centrală. Noi și așa suntem săraci, și așa suntem cu economia practic la pământ, și criză economică, și criză politică, și criză pandemică. Тут у меня уже свои точки, которые мне нравятся, как обслуживают, какое качество. Знаю, где подешевле, хожу туда. Alții spun că... Sunt multe lume, e puținul lume. Și poate să lucreze. Da, da, dar pur dacă se închide, o zi să lucreze, o zi să lucreze, a doua zi și e plină piața. Ion Ceban a precizat că municipalitatea își dorește revizuirea unor hotărâri ale Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică în baza unei abordări pragmatice și profesioniste, care să nu aducă prejudicii economice activității serviciilor municipale.